Da, doamna senator Simona Spătaru, mi-ați spus că atunci când ați plecat către emisiune, pentru că ați participat la o parte din această ședință, lucrurile erau în bună ordine, erau niște imagini absolut tulburătoare cu victimele teroriștilor Hamas. Știu că parlamentarii israeleni au ieșit în hohote de plâns după ce au vizualizat acele imagini. Și acum aflăm că la nici 20 de minute după plecarea noastră a pornit circul ambulant acolo într-o chestiune deosebit de sensibilă, dar și importantă pentru democrație, pentru libertate totuși. Cred că era... Am fost și eu reticentă de a fi prezentă la această ședință știind ce o să se fie imagine, cum o să fie. Dar m-am bucurat că am participat și pot să vă spun că într-adevăr imaginile sunt extrem de tulburătoare, dar este important să realizăm, să cunoaștem, să înțelegem ce înseamnă tragedia prin care trec acele familii și ce înseamnă până la urmă războiul și cât de important este ca noi toți să evităm și să încercăm să aducem pacea înapoi și lucrurile acestea să nu se mai întâmple. În ce privește pe doamna Șoșoacă, să știți că a încercat și la începutul ședinței, eram acolo, la ora 3, a încercat să împiedice începutul ședinței, deci a pus niște probleme de procedură, dar în maniera în care o știm, cum strigă și cum țipă, ședința a fost votată de către noi. Deci a fost regulamentară, propunerea BP-ului a fost pusă în vot la începutul ședinței, deci nu exista niciun fel de piedică de a desfășura ședința în bună ordine. Cu toate acestea a încercat. A început pe urmă ședința, s-a păstrat o liniște, și înțeleg pe urmă că a revenit la aceste la comportamentul pe care îl cunoaștem.